Secția de traumatologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța este aproape plină. 47 de pacienți se află în acest moment în spital, iar 12 dintre aceștia au fost internați în mai puțin de 24 de ore. De când este gheața, zi de zi, vârstnici sau foarte mulți tineri, fracturi foarte serioase de membre inferioare, de mâini. Haideți să fim serioși, o fractură de gambă este o fractură foarte serioasă. Scoate un om din uz pe o perioadă de 4-6 luni de zile. S-au mulțit, se internează zilnic, toată secția funcționează pentru urgențe. Încercăm, sper că și reușim să-i operăm cât de repede de când au venit, ca să poată să plece repede. Acest tânăr, spre exemplu, a vrut să ajute pe cineva să iasă cu mașina din parcare. Din cauza gheții de pe carosabil a alunecat și și-a rupt piciorul. A încercat să se trateze băbește. A pus gheață pe piciorul care îi se umflase între timp, însă și-a dat seama că nu este de glumă, astfel că a sunat la 112, iar un echipaj de la Serviciul Județean de Urgență l-a transportat la spital. Fractură trimaleolară dreaptă. Urâtă. Șurub, da. Operația a doua zi, da. Neatenție, da. Cât stați? Astăzi mă externez. Deja? Da. Sau am mișcat foarte bine, domnul doctor. Recuperare pe 4 săptămâni fără să ating călcâiul, apoi încă 2 săptămâni cu gips. Nici acest bărbat nu a fost mai norocos. El voia să urce în mașină și, din păcate, a alunecat. Însă, din fericire, nu i-a fost afectat și simțul umorului. Într-un mod mai amuzant, așa pot spune, că devin Robocop, îmi pune o placă de metal ca să-mi lege tibia. M-ați dat seama atunci că este fractură? Sau? Sincer, da. Am auzit că ne-a trăznit și mi-am dat seama, să zic așa. A fost dureros? Destul. Și numărul prezentărilor la unitatea de primiri urgențe a spitalului a fost record. Într-o zi, peste 60 de persoane au ajuns aici cu fracturi, în condițiile în care guvernanții au stabilit ca zilele de 23 și 24 ianuarie să fie libere. La nivelul conducerii spitalului s-a luat decizia să fie programate intervenții chirurgicale și luni, din cauza numărului foarte mare de cazuri care necesită astfel de operații. Am reușit să convin anesteziștii, personalul, asistent să vină și să se opereze, că altfel trece timpul și e în defavoarea pacienților. Tot doctorul Gras a promis că dacă ortopedia își va depăși paturile, vom interna pe alte secții chirurgicale. Medicii îi sfătuiesc pe oameni să poartă încălțăminte adecvată pentru condițiile meteo și să nu iasă din casă decât în cazuri care nu suportă amânare.